Prima întrebare. Nu ați comentat, sau cel puțin eu nu am văzut în spațiu public, un episod pe care o parte a presei l-a spus despre dumneavoastră, și anume că ați fi lucrat înainte de a intra în domeniul sănătății în industria de armament, la Ratmilesa. Este adevărat acest lucru și dacă da, ce v-a determinat să faceți pasul din zona respectivă către o zonă cu un cu totul alt obiect de activitate? Sibiul este public. Se vede că dintre 1985 și 1997 am lucrat la Admir. Deci este simplu. Acolo am fost simplu economist, am fost șef de serviciu financiar, am fost director economic, am fost director general un an. La sfârșitul 97 am demisionat și m-am dus la Ministerul Finanțelor Publice. Credeți că după... Tot vorbeam de Donald Trump la începutul interviului nostru. Credeți că după această schimbare majoră în Statele Unite, la pachet cu ea ar trebui să se întâmple și o schimbare la nivelul României, în sensul în care ambasadorul Clem a Statelor Unite, pe care mulți români îl contestă având niște ieșiri nu tocmai nefericite în ultima vreme. Mă refer la povestea cu steagul secuiesc, mă refer la povestea cu discuția despre căsătoriile mai puțin tradiționale. Ar trebui să plece și domnia sa? Nu, eu nu cred că trebuie să ne propunem noi să facem ordine în Ministerul de Externe al Statelor Unite ale Americii. Eu cred că administrația viitoare, Trump, își va analiza efectiv reprezentanții din lume și ei vor hotărâ dacă vor lua sau nu vor lua decizii. Nu cred că e treaba noastră asta. Tot în mandatul nostru la minister, într-un consiliu de administrație la Unifarm, a fost adus un personaj pe care mulți au avut lucruri destul de bizare de spus. Mă refer la un fost general SRI, Ion Maranda se numește el. Vreau să vă întreb direct ce implicare ați avut la vremea respectivă în numirea acestui fost domn general de la Protecție Internă a SRI-ului și dacă numirea respectivă a fost influențată cumva, sub o formă sau alta, din zona aceea obscură a serviciilor de informații. În general, numirile în consiliile de administrație se făceau la propunerea secretarilor de stat sau secretarul general al ministerului. Pentru că la vremea respectivă Unifarmul era o societate a noastră care ar fi trebuit să fie mai puternic ancorată în a importa medicamente, pentru că aveam probleme, dacă vă aduceți aminte, cu diverse medicamente, ca urmare a unui boicot pe care îl făcea unui producător, că nu le creșteam prețurile și mai departe. Deci o situație destul de complicată. Și atunci, la propunerea secretarului general al ministerului, am făcut modificarea Consiliului de Administrație. Cred că n-am făcut rău pentru că s-a obținut performanță. În rest, nici nu știam cine este acest domn. Știam numai de la secretarul general al ministerului că este un om foarte autoritar și în același timp un om care știe să-și impună punctele de vedere. Ceea ce cred că avea nevoie la vremea respectivă Unifarmul, care lucra foarte lax, care lucra așa foarte lejer, foarte comod. Era nevoie de disciplină. Și probabil că disciplina militărească a prins bine. Eu vorbesc mai din punct de vedere al concluziilor. Credeți că dosare de tipul Bogdan Olteanu, Vasile Blaga, eu l-aș pune și pe Sorin Blejnar, că vine oarecum tot din pepiniera PDL-ului, deci PNL-ului, sunt deschise întâmplător în perioada de precampanie, la atât de puțin timp înainte de alegeri, și cât de rău fac ele pentru PNL și pentru scorul electoral pe care l-ar putea obține pe 11 decembrie? Cred că orice asemenea dosar face rău oricărui partid politic și face rău în general clasei politice și face rău societății. Pentru că asta dovedește că sunt, din păcate, oameni în clasa politică care totdeauna sunt în bună pace cu legea și cu morala. Dar, în același timp, cred că justiția trebuie să fie imparțială, trebuie să-și facă treaba, să-i desconspire pe toți care au probleme. Sigur, poate că ar trebui un pic de, să spunem, de atenție, de prudență, ca asemenea dosare să nu se deschidă în campaniile electorale. Dacă s-ar putea, în primul an, după terminarea campaniei electorale, ca să nu mai fie asociate, de fapt să nu existe suspiciuni, atâta tot. În rest, eu cred că parchetul, că în general justiția își face datoria corect. Dar noi, ca cetățeni, noi, ca oameni, putem să fim suspicioși. Și în fine, ultima întrebare, scurt și la obiect, Eugen Nicolaescu sau Cristi Bușoi pentru portofoliul de la sănătate în eventualitatea unui guvern și cu PNL-ul? Eu, sincer,
nu cred că mai doresc să mai ajung la Ministerul Sănătății. Două mandate mi-ajung. Pot să stau la dispoziția oricărui coleg și a partidului. Am lucrat la programul de guvernare, am ajutat, am dat cât am putut eu de multe recomandări și sfaturi, dar cred că ajunge. E loc pentru fiecare sub acest soare. Domnul ministru, felicitări, un timp mai mult decât decent, chiar ați mai câștigat un minut. Eu sunt vă aștept cu drag oricând găsim lucruri comune și mult succes în campania. Eu mulțumesc frumos pentru o colaborare.